Avem cele mai mari taxe pe muncă din Uniunea Europeană, afirmă Ciprian Titi Stoica, deputat AUR. Acesta mai spune că reprezentanții PSD și PNL, după ani de guvernare, au ajuns la această concluzie. AUR a încercat prin diferite proiecte de lege să ducă la scăderea taxei pe muncă la cel mult 25% pentru un trai decent al românilor. Vedeți și dumneavoastră, cei din PSD și PNL, acum, după ani de guvernare, și-au dat seama că taxele pe muncă sunt foarte mari. De când am intrat în Parlamentul României, am încercat prin diverse proiecte de lege să ducem scăderea taxei pe muncă la maxim 25%, astfel încât oamenii, nu doar familiile cu doi copii, cum vrea PSD și PNL, ci toți românii să poată avea o viață mai bună, să beneficieze de pe urma muncilor, fiindcă avem cele mai mari taxe pe muncă din Uniunea Europeană. Altfel, Ciprian Titi Stoica a anunțat că AUR a depus peste 680.000 de semnături pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie.